Aici și pe cei care sunteți online, pe toți. Amin. Vă rog să deschidem Cuvântul Domnului la Cartea 2, Cronici, capitolul 20. Vom avea citirea de la versetul 11, la versetul 15 inclusiv și vom conclude în Romani 12, versetul 1 și 2. Suntem la același studiu biblic despre post și astăzi vom vorbi. Despre când postim Dacă ați găsit, doi cronici, capitolul 20 Situații care seamănă cu situațiile care noi le trăim Cum amintea fratele Cornel, suntem amenințați de toate părțile Și este bine să vedem ce-au făcut oamenii lui Dumnezeu în situații ca acestea Ați găsit? Spuneți amin Doi cronici, 20 Amin? Amin, amin. slavă Domnului Slăviți să fie Domnul! După aceea, fiii lui Moab și fiul lui Amon și cu niște maoniți au pornit cu război împotriva lui Iosafat. Au venit și au dat de știre lui Iosafat zicând, O mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare și Siria și sunt la hotarele Tamar, adică Engedi. În spaima sa, Iosafat s-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului, în casa Domnului, înaintea curței celei noi. Și a zis, Doamne Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai tu în mână tăria și puterea, așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Oare n-ai izgonit tu, Doamne, Dumnezeul nostru, pe locuitorii țării aceștia dinaintea poporului tău, Israel? Și n-ai dat-o tu pentru totdeauna de moștenire seminției lui Avram care te iubea? Ei au locuit-o, și ți-au zidit în ea un locaș sfânt pentru numele tău, zicând, dacă va veni peste, voi, peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne, vor, ne vom înfățișa înaintea casei acestea și înaintea ta, căci numele tău este în casa aceasta. Vom striga către tine din mijlocul strâmtorării noastre și tu ne vei asculta și ne vei mântui. Acum, iată, fiul lui Amon și a lui Moab și cei din Muntele Seir, la care ne-a îngăduit, le-a îngăduit lui Israel să intre când venea din țara Egiptului, căci s-a bătut de la ei și i-a nimicit. Și nu i-a nimicit. Iată cum se răspândesc. Iată cum ne răsplătesc acum, venind să ne izgonească din moștenirea ta, pe care ne-ai dat-o în stăpânire. O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca tu pe ei? Căci noi suntem fără putere în ace înaintea acestei mari mulțimi, care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului cu pruncii, nevestele și fiilor. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Eiel, fiul lui Matania, levitul, dintre fiul lui Asaf. Și Iahaziel a zis, Ascultați-o Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu împărate Iosafată așa vă vorbește Domnul. Nu vă temeți și nu vă spăimântați dinainte acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Vă salutăm în numele Domnului Isus Hristos și vă dorim în continuare ca Duhul Domnului să rămână peste voi toți și atingerea Domnului și ceea ce vrea Dumnezeu să ne învețe și în această zi să o facă. Și noi să avem inimile pregătite și mie să-mi dea puterea necesară și cuvintele care să ajungă ușor la inimile noastre. Amin. Deja frații, fratele Tavi au amintit am că toată săptămâna motivația principală a fost iubirea, a fost dragostea. Săptămâna trecută a fost... ce a fost? Viziune! Ne-am rugat pentru viziune, pentru familii, pentru noi, pentru carieră, pentru țară, pentru... da? Acum ne rugăm pentru... ne-am rugat pentru vindecare, pentru iubire. Și aș fi început cu o poezie frumoasă de un scump fost prieten al meu și consătean fratele Petre Dugulescu, care a scris o poezie atât de minunată, definiția iubirii. Dar dați-mi voie de data aceasta să invit pe nepotul nostru, pe Caleb, care vrea să o spună el și Dumnezeu să-l binecuvinteze. Aici. Bravo! Ce bine arăți astăzi! Ești foarte frumos! Țin Cam așa, cam așa. Așa. Spune, Iubirea e ce poți să dai Ce aștepți în schimb le, E mie. Când ai îți strâns Că mor în rai când cer e slugă cu zimrie. Iubirea e ce poți Să faci Pentru vrăzma și pentru frate Să râp, Să suferi și să tați când ți se face o nedreptate. E suflet de copil curat, în care nu mă ura. E locul în care niciodată invidia nu se scura. Iubirea e rana sângerând, se întrebarea ce te miră. Cum ți-i ți am rănit pe rând? Ei tot pe rând mă răstigniră. Iubirea e, e mila ce-o parcurs pe zos, povara pe fără murmur murdusă. Iubirea e o prazun și si haina de mității smulsă. Iubirea e zâmbetul cel pui, pe fața celul ce suspină. Când crucea altului osui ți se prins în noapte o lumină. Iubirea este bobul bun care rodeste doar când moare. E investiția de acum pentru o lecortă viitoare. Amin. Iubirea e ce poți să dai. Ți aștepți în schimb el comie. Când ai, îți că mor în rai. Amin. Iar viața ta e o poezie. Amin, amin, bravo. Good <fie> job, tu o știi mai bine ca bunul. Eu mă încurcam, tu ai spus-o foarte bine. God bless Vreți ca viețile noastre să fie cu adevărat o poezie? N-avem decât să iubim. Amin? Toate în jurul nostru se satură, trăiesc din iubire. Totul merge pe baza iubirii și știți cum ar merge de bine. Dacă lucrurile nu merg bine, nu merg fiindcă nu iubire suficientă. Dacă iubirea lui Hristos și dragostea pentru vrăjma și tot ce am auzit astăzi și până acum, ar fi în noi la capacitatea care o vrea Dumnezeu să știți că lumea s-ar schimba, lucrurile arăta altfel. Deci, mulțumim Domnului că iubirea este El și El o toarnă în copiii Lui ca să semănăm cu El. Doamne ajută-ne să iubim și să iubim ca Tine, să iubim necondiționat și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Am citit acest pasaj din Vechiul Testament să vedeți că de-a cursul istoriei lucrurile se repetă. Au fost și vor mai fi. Am trăit, au trăit bunicii noștri, părinții noștri, vremuri și crize când au fost amenințați din toate părțile. Astăzi trăim aceleași vremuri. Aceleași vremuri. Dar vreau să vă încurajez în ziua de astăzi și să știți că copiii lui Dumnezeu au cel puțin o șansă. Fratele Cornel menționa să ne uităm în sus. Nu lăsa logica, nu lăsa newsurile, nu lăsa ce spun alții în minte sau ajunge la inimă să-ți distrugă viața, liniștea, pacea, credința și lasă ca cuvântul lui Dumnezeu să te focalizeze spre Hristos Domnul și spre Dumnezeu care este împăratul împăraților și domnul domnilor. Give a praise to God! Hallelujah! El este în control, El ridică împărații, El îi dă jos. Să ne încredem în El și să știm că și nimic nu se întâmplă fără voia Lui. De aceea, nu vă temeți că nu voi veți lupta. Nu voi veți și Dumnezeu. Dumnezeu se luptă pentru tine. Spune la cel din stânga, la cel din dreapta. Dumnezeu se luptă pentru tine. Dumnezeu se luptă pentru tine. Spuneți mai tare, mai mult. Nu credeți? Dacă ești acasă, Spune-i familiei, Dumnezeu să luptă pentru tine. Nu trebuie să te temi, nu te teme, nu te teme, căci Dumnezeu să luptă pentru tine. Și în mod special, în ultimile două duminici am vorbit despre post, ce este postul și cum trebuie să postim. Astăzi vreau să mergem mai departe și să vedem când trebuie să postim. Când trebuie să postim? Știm ă, tradiția ortodoxă, Biserica spune mart, miercurea și vinerea, postul Paștelui, postul lui Pavel și Petru, adormirea mancii Domnului, nașterea mântuitorului, patru săptămâni, șase săptămâni, unii, șapte săptămâni la Paș, cel mai dur și tot anul. Acum. Vreau să vedem când să postim noi. Pentru noi este un timp, poate nu ți se va potrivi ție să postești în una din situațiile care voi spune eu. O să amintesc șase situații care ne cheamă la post, care ne cheamă, dar poate nu se potrivește. Dacă se potrivește una, totuși trebuie să intrăm. Amin. Trebuie să intrăm la post. Și în primul rând aș vrea să amintesc să postim atunci când vrem să ne pocăim. Ce înseamnă pocăință? Să-ți recunoști păcatul, să-ți recunoști vina, să-ți pară rău și să l cauți pe Dumnezeu. Dacă mergem în fapte 9 cu 9 o să vedeți Pavel, când iasă Dumnezeu în cale pe drumul Damascului, o să găsiți acolo trei zile, n-am mâncat și n-am băut nimic fiindcă Pavel trebuia să aibă parte de o revelație divină și de o schimbare a minții, a vederii, o și rămas orb. Dar când s-o vindecat, o veni slava lui Dumnezeu, o veni lumina lui Dumnezeu, Pavel o văzut altfel, o mers altfel, o gândit altfel, o avut o altă inimă, mări să fie Domnul. Când mergi pe un drum greșit și îți Dumnezeu în cale și spune stop, nu contează ce credință ai, Contează credința în Dumnezeu, dar ce confesiune? Nu contează. Când îți iasă Dumnezeu în cale și spune stop, El poate să vină de multe ori, noi nu ne oprim dacă nu vine o boală, dacă nu vine un necaz, dacă nu vine o strâmtorare, o situație în familie sau chiar personal. Nu te oprești. Dar când îți iasă Dumnezeu să știi ce ai de făcut, te oprești, postești, te înfrânezi, dai, te golești de tine, E nevoie că nu are loc cuvântul lui Dumnezeu, lumina lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu să pătrundă, că tu ești plin, eu sunt plin de mine, de euul meu, de ambițiile mele, de planurile mele, de înțelepciunea mea, de visele mele, de orgolile mele. N-are loc Dumnezeu unde pune Duhul Lui, n-are loc unde să spună viziunea Lui, nu te poate sensibiliza să auzi vocea Lui, că tu auzi vocea lumii, vocea viacului acestuia. N-am mai citit fiindcă a fost citirea mai lungă din Romani 12 cu 1, care 1 și 2. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută. Lui Dumnezeu aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Ci să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă preface, să vă transformați prin înnoirea minții voastre, mări să fie Domnul. Aici ne cheamă Dumnezeu să lași să vină în mintea ta, în inima ta, să te transforme, să te schimbe, să te facă un om nou care să-L reprezinte pe El. Când să postești, când vrei o lumină, când vrei o schimbare, când drumul tău e greșit, când drumul tău merge spre o cale a pierzării, este o cale care ajunge sus în cer. Este o cale cu Hristos, prin sângele mielului, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și vă invit astăzi, oricine ai fi, oprește-te și dacă ai nevoie de o astfel de călăuzire, de o cercetare, de o schimbare, nu de o formă, nu să te muzi de la o biserică la alta, nu să te muzi de la o confesiune la alta, nu, să ai o relație cu Mântuitorul, cu Hristos, aleluia. E nevoie să te smerești, e nevoie să postești, e nevoie să te rogi, e nevoie să vii înaintea lui Dumnezeu și să lași pe El să te umple. Dacă a El să te umple, vedeți sticla mea, cât o pot umple? Atât cât e goală. Da? Dacă pun mai mult de jumătate, ce se întâmplă? Dacă vin cu alta plină, merge pe din afară. Eu trebuie să mă golez de mine. Și vai ce bine face postul lucrul acesta. Vai ce bine face. Și să nu-ți pară rău să te porți aspru cu trupul tău și Dumnezeu să ne dea biruință. Să ne mărturisim păcatele. Ne uităm în Vechiul Testament la Moise de Utronom 9 cu 18. A doua oară Moise vine înaintea lui Dumnezeu. M-am aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului, cam mai înainte, 40 de zile și 40 de nopți, fără să mănânc și fără să beau apă, din pricina tuturor păcatelor pe care le săvârșiți făcând ce este rău înaintea Domnului ca să-l mâniați. Când Moise s-a uitat la popor și s-a ce s-a întâmplat și la idolatria care e în mijlocul lor și la faptele lor și la î, închinarea la idol și la vițelul de aur, s-a plecat cu fața la pământ și s-a dus înaintea lui Dumnezeu. O postit 40 de zile și 40 de nopți și Dumnezeu i-a dat din nou tablele legii. O trebuie să le scrie el de data asta. Dar o postit și s-a rugat pentru popor, că văzut că poporul zace în păcat, în idolatrie. Când vezi casa ta, când vezi familia ta, când vezi biserica, când vezi prietenii tăi, cei care te înconjoară, că zac în păcat, Deși i-or cunoscut pe Dumnezeu, nu le place, sunt atrași de pofta ochilor, pofta lumii, lucrurile pământești, au atras cursele diavolului. E o furat. N-ai de făcut altceva decât ce o făcut Moise, decât ce o făcut Ezra, decât ce o făcut Samuel. Să vină înaintea Domnului și să plângi și să postești. Și este putere, amin? Este putere atunci când... Uitați-vă la 1 Samuel 7 cu 6. Uh, și s-au strâns la mizpa, au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului și au postit în ziua aceea zicând Am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copilul lui Israel la mizpa. Au venit toți înaintea Domnului, au postit și au mărturisit păcatul, au spus iartă-ne Doamne. Vino cu toată casa, vino cu familia. Când vezi că ai luat o decizie greșită, când vezi că nu mai auzi glasul lui Dumnezeu, nu mai vezi puterea lui, când vezi că ești separat, nu-l mai simți, nu-l mai... Nu mai mergi cu el, oprește-te. Samuel o veni și o judecat acolo poporul și i-o chema pe toți la post. Ezra a făcut același lucru, Ezra 10 cu 6, apoi Ezra a plecat dinaintea casei lui Dumnezeu și s-a dus în odaia lui Iohanan, fiul lui Eliashib, când a intrat, n-a mâncat pâine și n-a bătut apă pentru că era mâcnit din pricina păcatului fiilor robiei. O văzut poporul ce face, nu i-a mai trebuit nimic. Dacă ești un lider spiritual, dacă sunt un lider spiritual, rezolvarea nu-i să ne plângem la unul și la altul, Rezolvarea nu vine găsind forme omenești, cum să-i atragi pe oameni, cum să fii politicos, cum să le spui bună dimineața, cum să le spui să aveți o zi frumoasă sau alte forme. Nu. E nevoie de schimbare totală, e nevoie de transformare, e nevoie de puterea Duhului Sfânt, e nevoie de o viață nouă, de aceea numai Dumnezeu o poate face, Duhul lui Dumnezeu Duhul Sfânt cercetează pe fiecare dă convingerea că e păcătos și dă puterea să se întoarcă, amin? Și aceasta trebuie să o facem noi așa cum au făcut uh, oamenii lui Dumnezeu și în fapte 3 cu 19 ne spune, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Domnul vremuri de înviorare nu e altă șansă, vremurile bune vin atunci când poporul se pocăiește. Vremurile de ridicare, de prosperitate, de sănătate vin atunci când oamenii caută fața lui Dumnezeu. Trezirea vine atunci și atunci Domnul să judecă cu toți de la hotarele țării și toți, toate amenințările, lăsați-le pe El. El e în control, amin? Nu ajută manifestățile noastre, nu ajută... Uh, uitându-te în al news, îngrijorându-te sau alte, nu. Vino cu rugăciune, vino cu post dacă îți pasă, uită de mâncare, uită de tine, uită de tot ce faci. Aceasta e frumusețea, să te abandonezi total, că îți pasă. Și dacă ție îți pasă, îi pasă lui Dumnezeu. Dacă pentru tine înseamnă ceva postul și rugăciunea, înseamnă și pentru el. Dacă pentru tine nu înseamnă nimic, nici pentru Dumnezeu nu o să-L miște. În, în al doilea rând, Vreau să mergem să vorbim despre post atunci când ai nevoie de călăuzire divină. Avem nevoie de călăuzire divină în lucrarea lui Dumnezeu. Biserica are ca misiune și ca scop să meargă în toată lumea și să provăvăduiască Evanghelia. Dar avem nevoie până ajungem în India sau nu știu unde, avem la noi aici acasă. Aici la noi în casă la noi în oraș este nevoie să fim martori vii, amin? Și pentru a avea o mărturie și pentru a avea putere să spunem cuvântul lui Dumnezeu și să stăm în picioare în primul rând, amin? asta e problema, noi creștinii ne înclinăm, noi creștinii dăm din cap, noi creștinii ne-am pierdut autoritatea și puterea Duhului Sfânt să stăm pentru cuvântul Domnului vertical. Pentru lucrarea de misiune trebuie să postim și trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu, dacă are plan și din Biserica noastră, să trimite misionari oriunde ar trebui, în țările musulmane sau uh, și în uh, Nord America oriunde ar trebui, trebuie să postim și să ne rugăm conform cum au făcut prima biserică din Antiohia. Fapte 13, 2 și 3, pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece, măriți să fie domnul Dumnezeu te pregătește pentru o nouă ungere, pentru o nouă slujire, atunci când te smerești, atunci când te rogi, atunci când postești. Duhul Sfânt vorbește, Duhul Sfânt scoate oameni, Duhul Sfânt împuternicește oameni. Vedem că Dumnezeu i-a ales, fiindcă vedem rezultatele. Trimitem azi oameni mulți și rezultate puține fiindcă îi trimite biserica, nu îi trimite Duhul Sfânt. Duhul Sfânt o spus, puneți-mi deoparte, trimiteți voi nu mai susțineți. Biserica are menirea să-i susțină, să-i sponsorizeze, să se intereseze de ei, să se roage pentru ei și să-i binecuvinteze. Dar Dumnezeu pune darul lui de evanghelist, Duhul lui mișcă pe cineva și atunci are și impact. Acolo unde ajunge lucrarea lui Dumnezeu când e făcută bine, are impact. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne de această descoperire, avem nevoie de călăuzire. Doamne, Tu vrei să trimitem în tineri, poate în oameni care vor. Nu-i nimic rău, e o dorință foarte bună. Dacă Dumnezeu l-a ales pentru lucrarea asta. Amin? David a vrut să facă templu și Domnul a zis, nu-i nimic rău, vrei să faci o treabă bună, dar nu-l vei face tu. Poate eu vreau să merg în misiune, dar Domnul zice, nu vei merge tu, poate merge fiul tău, poate merge nepotul, poate merge un alt frate. Duhul sfânt știe cel mai bine, să avem această certitudine că-și Duhul sfânt știe. De asemenea, suntem chemați să ne rugăm și să postim pentru slujitorii biserici, Biserica are nevoie de slujitori. Chiar noi, în Biserica Betania, vrem să avem ordinări de diacon, de păstori și Dumnezeu să binecuvinteze și. Noi doar să confirmăm pe cine alege Dumnezeu Sfânt. Să avem viziunea și călăuzirea clară pe cine vrea Dumnezeu să pună în lucrare. Amin? Fapte 14 cu 23. Au rânduit prezbitere în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. E nevoie de puterea lui Dumnezeu și ea nu se revarsă până noi nu ne smerim. Dumnezeu nu face lucrurile ca noi să nu le prețuim. Când tu nu le prețuiești, dacă spuneam eu, când trupul e flămând, e flămând sufletul. Un suflet flămând poate să lasă trupul flămând, că ți atât de, 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 dor, de, de sete, de foame, după viziunea de la el, după claritatea, de nu-ți pasă să mânci. Cei mai mulți știți că îmi plac albinele și vreau să vă spun, chiar zile de vară pot să mă duc la albine și ui de foame, uite de sete, ui de mine. Uitându-me la ele până seara, uit că tot ce am pe mine e apă, dacă e 35 de grade nu contează, n-am nicio problemă până seara. Când e seara, cad mort. Dar ui de toate, fiindcă îmi place, fiindcă iubesc, când iubești lucrarea Lui Dumnezeu, când îți pasă de lucrarea Lui Dumnezeu și când stai concentrat pe lucrarea Lui Dumnezeu, uiți de foame. Nici nu trebuie să te mai gândești, nu mai trebuie să fie e, trupul tău o prioritate. Asta îi spui tu Lui Dumnezeu. Mai mult decât mine, dar mai mult decât trupul meu. Este lucrarea ta, este viziunea ta, este biserica, sunt lucrătorii din biserică, amin? John Weisley, uh, unul din părinții bisericii metodiste, nu știu dacă n-a fost chiar fondatorul, Frate Cornel, da, el a fost fondator, n-am vrut să greșesc. Dar el nu ordina pe nimeni până nu-i dădea în scris că va posti două zile pe săptămână. Nu punea pe nimeni în lucrare până nu avea angajamentul, fiindcă știa că un trup care postește e un trup zmerit, e un trup care se umilește, e un om care vrea să audă vocea Domnului. Aceasta este esențial pentru o viață de credință, ca tu să te micșorezi, tu să te faci mic, să lași pe El să crească. Și deci, pentru călăuzire divină, avem atâtea domenii în care avem nevoie de călăuzire divină. Eu am ales câteva, dau câteva exemple și merg mai departe. Dumnezeu să ne binecuvinteze, ori de câte ori ai nevoie de călăuzire divină, Vin înaintea Domnului cu post și rugăciune și El va lucra, amin? Mărire Domnului! În al treilea rând, să ne rugăm pentru vindecare. Când e vorba de vindecare, e nevoie de post și rugăciune. Cu ocazia unei boli, Psalmul 35 cu 13, David ne spune Și si eu, când erau ei bolnav, mă îmbrăcam cu sac, înzmeream sufletul cu post și mă rugam cu capul plecat în sân. Când era copilul bolnav, când era familia, e un exemplu. Sau când ești tu Vino înaintea Domnului cu post, arată că spasă, arată că te doare. Vindecarea soției, vindecarea soțului, vindecarea copilului e prioritară. Amin? Mi-aduc aminte, mai ascultam Europa Liberă în anii 86-87 și mulți dintre frații noștri care au emigrat pe vremea comunistă ajunseseră să facă chiar greva foame. Asta era ultima e, formă de manifestare ca cererea lor să primească răspuns. Li s-amâna e, întregirea familiei pentru șase luni, un an, alții dureau doi ani sau mai mult și când vedea că nu vine, nu vine, nu vine familia după ce în repetate rânduri făcuse tot ceea ce trebuia, și sistemul așa lucra și amâna lucrurile astea să dezamăgească pe toți, mulți frați, mulți oameni, nu numai de ai noștri, intrau în greva foame. Asta era ultima formă de protest. Și atunci guvernele se trezeau, toată lumea se alarmau și zice, domne, trebuie să împlinești că îi ultimul apel. Îți dai seama, tu când vine înaintea Lui Dumnezeu și spui, Doamne, vreau vindecarea mai mult decât îmi pasă de mine, îmi pasă de soție, îmi pasă de soț, îmi pasă de frați din biserică. Îmi, trupul Lui Hristos suntem noi, suntem biserica, de aceea noi, cum spunea Edi, trebuie să simțim, nu numai vorbe, să simțim, să mă pun eu în papucii cu uitare celui bolnav și atunci să uit de mine și cu atâta pasiune, cu atâta zel să rog pe Domnul să aducă vindecare. Amin pentru eliberare, mai mult decât o vindecare, e tot o vindecare, dar uh, sunt atâtea duhuri în spatele multor boli. N-am vrut să spun că chiar toate, dar să știți că duhuri, așa cum pe o femeie au ținut o gârbovă, ani și ani de zile, până Pavel s-a rugat și o mustrat Duhul din ea. Ne țin și pe noi legați, gârbov, neputincioși, slabi, somnuroși, nepăsători și să atâtea duhuri care ne țin, să știți. De asta biserica e cum e, fiindcă, să-mi fie iertată expresia, multe duhuri au acces și ne leagă. Și nu s-a făcut eliberare și nu este eliberare așa cum o cere Sfânta Scriptură, că misiunea lui Hristos a fost, merge și scoateți dragi. Ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul. Marcu 9 cu 29 acest soi de draci, le-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. După ce un tată aduce pe fiul lui la Domnul Iisus și zice, am făcut tot ce am putut, am venit și la ucenicii tăi și starea lui e la fel. Nu s-a întâmplat nimic. Domnul Iisus Hristos mustă dracu, copilul să vindecă. Ucenicii cu Domnul Iisus merg mai departe și la un moment dat, când erau ei intimitate, îl întreabă pe Domnul Iisus, noi de ce n-am putut? Puțina voastră credință, aveți credință puțină, dar aici e ceva mai mult, fiindcă până atunci ei făcuse multe semne și minuni prin credință. Și au văzut de multe ori slava și minunea lui Dumnezeu, că ucenicii au făcut multe minuni până atunci. Dar în cazul acesta vine Domnul Iisus și zice, dar acest soi de draci nu iasă decât cu post și cu rugăciune. Aici suntem chemați, amin? Vreme liberare la post și la rugăciune. Este vindecare, este eliberare în sângele mielului și astăzi. Este autoritate în numele Domnului Isus Hristos. Toate duhurile le mustru să iasă afară, să deslege pe fiecare. Spune, Doamne, eliberează-mă. Eliberează-mă, Tu știi mai bine ce mă ține, ce mă leagă, ce nu mă lasă să fiu bucuros, ce nu mă lasă să te lau, ce nu mă lasă să fac cu tare sau cu tare nu-mi dă putere de iertare, de e, ridicare, de bucurie. Îți fură bucuria, sfură fură pacea. Sunt o sumedenie de duhuri care leagă, să știți, nu se joacă. Diavolul, chiar dacă nu te-o putut ține acasă, dacă nu te poate îndepărta de cuvânt, caută să-ți fure bucuria, să-ți fure pacea. Vine cu un duc de judecată, vine cu asta. Și în biserică vine cu altceva. Sau o să aduce aminte că ai lăsat ceva pe foc. Sau nu știu ce îți mai aduce aminte. Sau ce o să mânci la miasă. Nu contează, El vine cu orice numai să te distragă. Ăsta e un duc care trebuie mustrat în numele Lui Iisus. Sângele mielului să mustre orice duc ca să fie libertate, pace și prezența Duhului să stăpânească, să locuiască în noi din abundență. Amin? Să ne putem bucura de El și de slava Lui. că fiindcă sănătatea și vindecarea se amplifică Odată cu postul, fiindcă Dumnezeu vede exact greva foamei care o faci și rugăciunea și vede că spasă și îți dorești din toată inima, atâta pot, vin cu tot ce am, mă proștern înaintea ta, ridică-mă, eliberează-mă, fă-mă un om nou, amin. Uh, pentru protecție divină, în al patrulea rând... Uh, e nevoie să postim și să ne rugăm în 2 Cronici 20, versetul 3 și 4, uh, exact din textul care am citit, în spaima sa eu, a s-a îndreptat și a îndreptat fața să caute pe Domnul și a venit cu un post pentru cine? Pentru tot Iuda, amin? Toată suflarea, toată suflarea. Uh, Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și a venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul și Dumnezeul nostru... Ok, să citesc că... Versetul 15. Ascultați tot Iuda și locuitorii din Soarim și tu împărate Iosafat, așa vă vorbește Domnul. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați din acestei mari mulțimi, căci nu vă veți lupta și Dumnezeu va lupta pentru voi. Protecția Țării, protecția națiunii au venit peste Israel, că toți s-au adunat, au venit. Nu au venit uh, 10 minute cu mașina? Uh, nu au venit pe un drum uh, mai puțin curățat? Să știți că urmează cei mai mulți pe jos. Cu copii, cu toți, or plecat și poate au făcut o zi, poate au făcut două, poate au făcut trei. Și-au luat multe riscuri și s-au uh, făcut. O pus odată sora Anca o mărturie, un frate american în China undeva făcea evangelizare și printre altele spunea cât a făcut voi până la întâlnirea asta. Alții spuneau 13 ore, asta spuneau atât, atât. Când eu am fost copil în zona noastră, în Valea Jiului, era biserică numai în Petroșan, față de unde stăteam noi erau 8 km și din toată Valea Jiului, voi știți de pesate, sate, adunau când, unde și cum puteau, erau puțin credincioși neoprotestanți se adunau toți la oaltă, dar făceau ore în șir. Ore în șir. Bine, biserica ținea mai lung până la ora 2-3, să termina cu o masă de dragoste și fiecare mergea. Asta era toată slujba. Dar vreau să spun că erau eforturi mari. Să bucurau numai să vadă frații. Cât prețuiau să vadă pe frați. Asta e dragoste pentru biserică. Că biserica sunteți, suntem noi. Amin? pentru protecție, avem nevoie să ne adunăm toți. Nu contează câte costă. Hristos a plătit mai mult. A plătit cu viața Lui. Dacă nu trăim pentru Hristos, nu va aștepta să murim pentru Hristos. Nu așteptați, Doamne, eu mor pentru tine până la capăt. Cine mă va despărți pe mine de dragostea lui Dumnezeu? Că sunt bine încredințat, nici viața, nici moartea, nici înălțimile, nici adâncimile, nimic nu mă va despărți de dragostea. Trei inci de zăpadă, cinci inci de zăpadă, o dimineață mai geroasă, Uh, un appointment acolo, un acolo. Cancel, cancel. Nu vă supărați, eu sunt de multe ori în call și sunt la control room și zic, bă, de la ora asta la ora asta la biserică, punct. Dacă vrei, bine, dacă nu, nu. Toate costă, dar trebuie să iei atitudine, trebuie să-ți dea Dumnezeu putere și credință, să nu-ți fie frică, gata, mă dă afară. Stă Dumnezeu biruință, fii liniștit îți dă Dumnezeu, dar pune-l pe el pe primul loc, fă o prioritate din tot ce, ceea ce înseamnă viața pentru el și el își trimite ajutorul lui, amin? Avem nevoie de protecție divină și ne mai uităm la Estera, cunoaștem bine textul cu Estera, ce s-a întâmplat în urma postului Estera de trei zile cu slujnicele cu evrei? Dumnezeu a salvat națiunea lui Israel. Găsim la Estera 4, versetul 3, versetul 16. Înaintea unei călătorii, Ezra, acolo la râu Ahav, vestește un post. Am amintit în altă ocazie, erau mulți dușmani pe drum, drumul călătoriei era lungă, aveau toate vasele de aur din templu care le înapoiase să le ducă acasă. În urma postului, îngerii Domnului, garda de fier, garda lui Dumnezeu, cea mai bună gardă a fost alături de ei, amin? Vrei să ai o gardă la perimetrul tău, la casa ta. Postește și cere pe Dumnezeu un ajutor. El protejează, El ajută, El la trimite izbăvirea, El trimite armata Lui. E protecție divină în sângele mielului și în numele Domnului Isus Hristos. De aceea, vrei să ai protecție? Când pleci la locul tău de muncă în stânga, postește și roagă-te pentru asta și Dumnezeu o trimite. Vrem să avem pace în țară, în lume? sunt atâtea amenințări. Degeaba dăm de pe un canal pe altul, nu ajută cu nimic. Doamne, luptă Tu pentru noi. În fața acestor măsuri care să iau, nu avem Doamne, nicio putere. Tu vezi că suntem slabi. Nici nu știm ce să facem și cum să facem. Dacă Tu ne salvezi, suntem salvați. Amin? Aș, a, aș fi vrut să văd să nu este loc aici, să nu fie loc în biserică. În vremuri ca acestea care le trăim. Atât de groasnice. Noi, suntem chemați, noi care știm, noi care avem un Dumnezeu, noi care Îl cunoaștem pe Dumnezeu, în zilele acestea să implorăm mila Lui ca să coboare gărzile Lui, trupele Lui. Amin? Dacă eu mă rog, poate cheamă Domnul 10.000 de îngeri, dacă tu te rogi, mai cheamă 10, dacă să mai roagă, frate, încă 10. Nu știm, dacă când suntem toți împreună, Dumnezeu va mântui țara, va elibera-o. Amin? Credeți asta? Nu prea credeți. Nu, ăsta nu e amin. Trebuie să fie un amin de război, frații mei. Da, credem, amin. Adu-i zbăvire, Doamne. Adu-i zbăvire, Doamne. Mustră pandemia, mustră lockdown, adu biruință, Doamne. Oprește, mustră toate duhurile satanice. Să cadă la pământ tot planul diabolic. Că în, în, spatele lor sunt atâtea de ni nu vrei să știi. Astea sunt lucruri de suprafață. Copiii învață nu mai învață Scriptura, știți că nu era bine acum 20 de ani, acum le bagă satanice. Trebuie să învețe tot felul să se joace dea, a ghicitul și de așa mai departe. Ăla nu-i păcat, e divers dispend. E o agent atât de satanică. Wake up, George! O e ca familie, fiecare să stăm în picioare, vedeți programele, ne copii copiii de aici, de acolo, orice facești extremist. Astăzi dacă trăiești în credință și pentru gloria Domnului, ești extremist. Dacă ești creștin, ești extremist. Pandemia vine cel mai drasnic la Pași și la Crăciun. E un virus foarte deștept. Satanic, mustrel Domnul, cu puterea lui, crede numai poporule. Nu lupți tu, tu lupți pe genunchi, biruința să câștigă pe genunchi. Haleluia! Mergeți numai și strângeți prada, mergeți numai și bucurați-vă și fiți liberi, creșteți-vă copiii și familiile, bucurați-vă împreună cu sfinții, cu aleșii Domnului. Vreți ca societatea să fie normală, cum am cunoscut-o până acum? Yes? Amin! La rugăciune, la post, aici! Mai avem o săptămână! Domnul să ne dea putere, Domnul să ne ajute să rămânem în credință și protecția divină să fie peste noi! Uh. Mă apropii de încheiere, un alt punct este pentru înțelegerea Scripturilor. Daniel 9, 2 și 3, pentru cunoașterea vremurilor. Mulți oameni spun multe lucruri, se bagă în Apocalipsa, își dau cu presupusul, dar vreau să vă spun, nu numai pentru Apocalipsa, pentru tot cuvântul Domnului, atunci când îl citești, când vrei să lucre în tine, smerește-te și ia ca o prioritate și așteaptă ca Duhul Sfânt să ți-l prelucreze, ca să-l înțelegi, să-l cunoști. Doamne, poți să memorezi multe lucruri din cap, până nu le înțelegi, până nu le poți trăi, până nu s-a aplicat în viața ta, n-ajută mare lucru. Doamne, de asta ai nevoie de, nu de cunoștință, de înțelepciune, de înțelegere, ca tu să le trăiești, amin? Să găsești metoda cum să le aplici. E, e mare lucru între a ști și a face. A înțelege un lucru înseamnă a-l face. Să ai capul mare, mulți au capul mare și vor ajunge și cei de la Ștefan Gheorghiu, ori au avut capul mare, dar nu i o mântuit. Ca să cunoști vremurile și să vezi când trăiești și ce ai de făcut, tu, casa ta, biserica, e nevoie de post și de rugăciune. Daniel, hai să citesc... În anul din treia domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuia să treacă 70 de ani pentru dărâmarea Ierusalimului. după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Și mi-am mi întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. Vedeți, dumneavoastră, atunci când vrei să înțelegi Scriptura, și să o cunoști și să o aplici și să vezi să chem poporul la trezire, diavolul să mobilizează, dar nu vă fie frică. Nu vă fie frică, fiindcă se mobilizează și Dumnezeu. Aleluia! Și îngerii Domnului sunt mai puternici, armata Domnului e mai puternică. Când să primească Daniel răspuns, o așteptat 21 de zile. De ce? Zice, Daniele, din prima zi ți-am auzit glasul. Din prima zi am plecat să-ți aduc răspuns. Răspunsul era pe drum, 21 de zile. S-o fi gândit Daniel, wow, nu mă ascultă Dumnezeu, o zi, două, 3, trei, 13. wow, 21. Răspunsul a venit, dar oștirile mezilor și perșilor, duhuri străine s-au pus împotrivă ca să nu ajung. Când tu postești pentru casa ta, pentru viziune, pentru aplicarea Scripturii, pentru înțelegerea vremurilor, să știi că duhurile te atacă. Ele vin, ea știe, el nu vrea ca tu să știi, nu vrea ca tu să cunoști, nu vrea ca tu să ai biruințe. El nu vrea, el vrea să te țină sărac, orb, gol, singur, părăsit, deprimat, victimă. Asta avea dreacul și să mor cât mai repede. Dar Dumnezeu zice astăzi viață: Veniți la mine și nu voi veți lupta. Eu voi lupta pentru voi. Amin? Postul și rugăciunea eliberează, transformă totul și dă o nouă perspectivă vieții, cum a făcut și la Daniel. În alt lucru, ultimul lucru care vreau să-l amintesc este pentru Sfințenie. Când vrei să te apropii de Dumnezeu cu Sfințenie, și eu am spus de multe ori, mai ales la cină. Eu n-am făcut o lege din asta ca să mă înțelegeți foarte bine ce vreau să vă spun, dar am spus că e recomandat. Dacă nici la cină nu te sfințești, când te mai sfințești? În 1 Corinteni 7 cu 15 și mai scrie și în Noul Testament. Nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât doar prin bună învoială. Pentru un timp, ca să vă îndeledniciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească Satana din pricina nestăpânirii voastre. Deci, cred că este foarte clar, foarte pentru sfințenie. Ori de câte ori vrei să te pui deoparte, ori de câte ori vrei să te sfințești, ori de câte ori vrei să te apropii de Dumnezeu, ia zile de post. Amin?